intrăm în acest video, vreau să vă arăt ceva care mă bucură pe mine foarte mult. Am reușit să o întâlnesc pe... După cum vedeți aici, am badge-ul, deci am reușit să o întâlnesc pe Royal Shopee în Adami și sunt foarte, foarte entuziasmată pentru asta, fiindcă asta a fost prima mea celebritate pe care am întâlnit-o în Roblox. Și da, sunt foarte, foarte entuziasmată, uitați-o chiar aici, am întâlnit-o în Royal High și da... este un lucru foarte tare, am întâlnit-o chiar ieri și cu a zis sunt foarte entuziasmată din chestia asta. Și vreau să vă mai spun că mi-am luat un nou outfit la avatarul meu cu cei 6 Robux și mai am doar un Robux, cum se vede aici, din păcate. Dar trebuia să-i dau pentru ceva, adică nu puteam doar să-i țin acolo, așa că am găsit un outfit destul de ieftin, doar 5 Robux și cred că e foarte cute, adică uitați-vă la asta, este un outfit cu pisici negre, am ciorapii aceștia din partea aceasta, care au o fețucă de pisică și o pisicuță neagră chiar aici. Și mi se foarte, foarte drăguț, încă mai am pisica mea de lângă, părul și fața sunt la fel, doar outfitul este diferit. Mai am, bineînțeles, și outfitul meu vechi, pe care probabil o să-l mai port din când în când, o să mai fac schimb de outfituri, dar doar vreau să vă spun că ăsta este noul meu outfit și să ziceți în comentarii dacă vă place. Acum, hai să intrăm în adevăratul video. Bună, sunt Pisăresă și bume, Nafrenes de pe canalul meu de YouTube. Astăzi sunt în Royal High. Știu că n-am mai făcut filmulețe în Royal High de foarte, foarte, foarte mult timp și îmi place acest joc la fel de mult ca de mie, așa că de ce n-aș face azi unul? Adică jocul ăsta e foarte tare și merită arătat. Gata. Ok, uitați-vă la mine cu Sania în Christmas Town. Oh my gosh. Wow. Uitați-vă la mine. Wow. Ok, să spuneți dacă vă place outfit-ul meu în comentarii, pentru că ochiul e destul de mult la el, adică mi se pare foarte fain. Și astăzi, dacă vă uitați în partea aceasta a ecranului, puteți vedea cât de multe diamante am. Fără niciun Game Pass am reușit să strâng asta, pentru că, cum v-am arătat, am doar un Robux, fiindcă, da, din păcate eu nu o să bag Robux într-un timp apropiat, pentru că nu am posibilitatea asta, poate în viitor voi băga, dar deocamdată nu. Și uitați-vă, oh my gosh, deci am foarte multe diamante și nu am niciun fel de multiplayer, niciun fel de Game Pass, după cum vedeți nu am Fly Speed Game Pass, nu pot să zbor mai tare de atât, când colectez un diamant, stați să găsesc unul, nu găsesc niciun diamant pe aici. Oh, uite! Când colectez un diamant, oh my gosh! Colectez un diamant, e doar plus 1, deci nu am niciun multiplier. Hai să luăm și diamantele astea, vedeți? Oh, vedeți? E doar plus 1, nu este plus 6 sau plus 2, este doar plus 1, de nu am niciun multiplier. Și nici nu am dat buy, pentru că ați văzut că am dat un Robux și nu pot să cumpăr diamante cu doar un Robux. Deci, astăzi o să vă arăt my farming routine, adică rutina mea care o fac în fiecare zi ca să câștig toate aceste diamante. Și cum te spanezi în Royal High, ești aici, în
Christmas Town. Eu de obicei când vin aici, colectez toate diamantele astea fulgi care le văd. Apoi, ce fac este, mă duc chiar aici și dau de această roată în fiecare dimineață. Dau de această roată. Acum nu mai pot să dau, pentru că este doar o dată pe zi. Iar apoi mă duc, vedeți, îmi scrie că e doar o dată pe zi. Iar apoi mă duc chiar aici jos și îmi fac o dorință la fântână, care se poate face de două ori, adică de fiecare dată la 3 ore sau la 2 ore, cred, nu mai știu exact, cred că 2 ore. Eu acum mi-am făcut-o deja. Aici poți să primești diamante și să pierzi, din păcate, diamante, dar poți să câștigi și o halo, care ar fi foarte tare. Eu n-am norocul să o câștig, din păcate, dar alții poate. Și poți să iei și nothing, adică nimic. De aici, de la roată, poți să câștigi să mor, ceea ce este practic un reset de character, nu e nimic mai mult. Poți să câștigi iteme sau diamante. Și da, primul lucru pe care îl fac după ce fac toate lucrurile astea este să dau teleport și să mă duc la apartamente, fiindcă acolo este, cum să spun eu, acolo este computerul și somnul, deci o să mă duc chiar acum acolo. Bine, suntem aici în, stau aici în apartamentele noastre, what? De ce? Pentru mine se cliciește extrem de mult. Ok, nu știu ce se întâmplă aici, dar știu că s-a făcut noul lobby aici și asta este foarte tare. Pentru mine se cliciește partea aceea, nu înțeleg de ce se cliciește lumina. Dar în fine, o să mă duc chiar în apartamentul meu, pentru că aici nu avem nimic de făcut. Este doar un lobby și foarte drăguț că s-a băgat acest lobby. Fiindcă, da, orice hotel are un lobby și asta e foarte fain. Dar noi acum trebuie să mergem în, chiar în apartament. Bun. Acum, primul lucru pe care îl fac dimineața este să mă duc chiar aici la computerul meu și practic să-mi scriu parola. Acum, eu am făcut asta deja azi dimineață, dar trebuie, deci să nu vă gândiți să nu faceți asta. Deci asta este unul dintre cele mai importante lucruri, scuzați-mă, fiindcă în a 10-a zi, dacă nu mă înșel, vă da 4.000 de diamante, doar pentru că ați venit și v-ați logat în fiecare zi. Mi s-a pus ceva în gât. Oh my gosh. Scuze. Da, și asta e foarte, foarte tare. Ador chestia asta. Iar apoi, al doilea lucru este mereu să mergeți și să dormiți când energia voastră este la zero. Sau, eu de obicei mă duc să dorm când văd că energia mea este mai puțin de 50%. Atunci este timpul în care mă duc să dorm și, după cum vedeți, am foarte puțin și fac level up, deci, da, ar trebui să primesc 300 de diamante după asta. Tocmai am terminat de dormit, o să dau relax sau mai bine chiar o să stau de pat. Și da, am făcut 300 de diamante chiar aici, după că puteți vedea, minunat. Da, asta este o idee foarte bună, să mergi să dormi, este foarte, foarte bine să faci asta. Iar apoi, ce fac eu de obicei este să dau teleport și să mă duc în Royal High, New Campus. Da, aici o să fac un farming routine.
Deci aici o să farmez niște diamante și o să fac unele clase la care pot să trișez, între ghilimele, fiindcă poți face asta la unele clase și o să vă arăt. Bun, deci acum e noapte, deci este aproape perfect. Primul lucru pe care îl fac este să iau acest diamant, acesta și acesta diamant, iar apoi mă duc chiar în spate, încă nu intru în școală, fiindcă, oh, și pe drum mai colectez diamantele acestea mai mici, care le văd în drumul meu, fiindcă, de ce nu, adică, da, ne mai trebuie diamante. Și mă duc chiar la cortul acesta, fiindcă aici este unul dintre rubine. Rubinele sunt diamantele roșii. Oh my gosh, cineva a luat rubinul de aici deja. Îmi pare rău, doar că aici sunt și alți players pe un public server și din păcate cineva deja ne-a luat rubinul, ceea ce este foarte rude din partea lor, fiindcă noi facem un video, iar acum nu mai avem rubin să-l arătăm. Ce păcat! De ce? Cineva ne-a luat rubinul! Bine. Hai să sărim peste asta, de obicei e un rubin aici, când nu îl ia o anumită persoană. Dar după ce iau rubinul de aici, pur și simplu merg înapoi, în primul rând. Bun, și acum mă duc aici și merg tot drumul până în partea asta. Iar apoi... ce fac este să mă duc chiar aici, mă dau din first person și intru prin aceste gratii. Iar apoi iau acest diamant verde care îmi dă plus 10, mă duc înapoi, urmez apa acesta, râul acesta sau ce-o fi, până pe partea cealaltă unde mai este o chestie de asta cu gratii. Și... voi intra și în asta, my gosh, în asta este puțin mai greu, dar vom reuși, lăsați-mă doar să, gata, am reușit să intru, ok, și am toate diamantele de aici, apoi ieșim înapoi și ce facem este să luăm și diamantele din drum, mereu când vedeți diamante mici în drumurile acestea să le luați, fiindcă sunt foarte importante, chiar dacă costă doar unul. Iar apoi, eu mă dau din non-first person și merg chiar aici. Aici, aici în foc ar trebui să-mi fie un rubin. Uh-oh. Cineva a luat rubinul! Deci o să mă duc să fac change servers și... da, pentru că... pur și simplu, toată lumea ia rubinele în acest server. Oameni buni, am încercat să fac change servers, doar că m-a băgat în același server din nou și din nou. Așa că, din păcate, nu pot să vă arăt acest rubin. Poate mai încolo. Deci este un rubin chiar aici în foc, care trebuie să stați așa și să-l luați. Apoi, înainte să plecați, mai sunt câteva rubini aici. Pe care puteți să le luați. Bine, astea nu sunt rubine, sunt doar diamante. Și puteți să le luați aici, și aici, și pe cel de aici. Iar apoi, ce fac este să zbor afară și să merg chiar, aici. Deci, mai întâi iau diamantul ăsta și diamantele acestea. Iar apoi merg în art studio, pentru că aici, după că vedeți, vedea sunt foarte multe diamante în partea aceasta și de obicei mă glicesc înăuntru. Nu știu dacă chiar o să meargă, este destul de greu să o faci, dar ce trebuie să faci este să mergi la dance și să te duci la ultimul dance, moonwalk. Dai din first person și acum încep să zbori cât poți aici. Oh, gata! Am reușit să mă glicesc afară.
scoi ca să nu amețesc, îmi dau jos acest dans și pur și simplu iau toate diamantele de aici. E foarte important să faci asta. Ok. Chiar și cele care au doar unul, care valorează doar un diamant, și acelea le iau, fiindcă, da, nu-i nimic, adică ne dă un plus de diamante și noi asta vrem, nu-i așa? Oh my gosh. Niciodată să nu vă luați mâncare la breakfast. Dacă chiar vreți să faceți un roleplay în spa sau în alte locuri, găsiți mâncare gratis, deci, da, este doar pierdeți diamante dacă mergeți și vă luați de acolo, de la cantină. Așa că nu recomand să faceți asta. Da, după ce ies din art studio, merg chiar aici, la această sală de not sau, da, acest bazin. Și merg, oh my gosh. Deci aici este un diamant, de obicei, iarăși n-a fost luat. Oamenii iau diamantele, dar aici, în partea asta, este un diamant. Și mai este unul. Săriți aici. Iar apoi mergeți aici, după aceste scaune, și sunt câteva diamante aici, care le puteți lua. Unul valorează 5, cel auriu. Apoi luați diamantele din partea opusă, mergeți, și în partea opusă la celelalte scaune sunt din nou diamante pe care le puteți lua pe ambele părți și trebuie să le luați absolut pe toate. Deci asta este primul lucru pe care trebuie să îl faceți. Iar apoi, ce trebuie să faceți este... Oh my gosh, a apărut diamantul. Deci vorbeam despre diamantul ăsta chiar de aici, pe care trebuie să-l luați. Iar apoi, pur și simplu, mergeți chiar în față. Nu uitați ca pentru să luați diamante, cum ar fi ăsta și ăsta. Baking class. Nu există niciun hack pentru baking class, așa că nu o să merg. O să iau însă diamantele din apă. Iar apoi o să mergem în partea aceasta. Chiar așa. Iar aici, la această cascadă, sunt de fapt foarte multe diamante pe care o să le luăm. Așa. Și acesta care, de fapt, are 10 diamante. Îți dă chiar 10, după cum vedeți. Și acum, o să trebuiască să zburăm până acolo, care ce va dura foarte mult fără Fly Speed Game Pass. Bun, și chiar aici mai este încă un rubin, care ne dă 20 de diamante, normal. Apoi, pe aici, prin acest tur, pe la fereste, mai sunt niște diamante pe care le putem lua, ca și aici. Iar apoi mergem aici, luăm și diamantul de pe această scară de lemn. Iar apoi mergem înapoi și mai sunt niște plante care au niște diamante în ele. Așa. Bun. Fata asta încearcă să joace un roleplay, cred. I don't know. Ăștia două sunt aici. Ok. Ca să nu mai trebuiască să zbor până acolo, de obicei îmi dau doar reset character, fiindcă este mai ușor. Oh my gosh, uite la capul meu. Ce față frumoasă! Ce față frumoasă! O să dureze. Oh, de fapt, suntem deja aici. Așa că mergem și vom face tot ce am făcut din nou. Deci, practic, mergem din nou în această pădure. Stai. Colectăm rubinul roșu de aici. Oh, și să mergem la swimming class. Aici chiar este un hack pe care vi-l pot arăta. Deci, trebuie să mergeți chiar pe scaunul ăsta unde este diamantul ăsta și îl puteți lua. Iar apoi, pur și simplu, stați pe acest
scaun, iar atunci când va trebui să vă spuneze, nu vă mai spunează gen acolo, vă spunează aici și pur și simplu aici, de aici, puteți să stați și nu trebuie să mai faceți absolut nimic, vă va da un A, dar trebuie să aveți grijă să colectați aceste diamante, dacă vreți, fără să picați în apă. Dacă picați în apă, o să vă spawneze înapoi pe chestiunea aia și, da, o să pierdeți chestia asta. Eu urc pe chestia asta, dar trebuie să fiți foarte atenți, pentru că chestia asta, dacă atingeți partea roșie, vă va sări sus în aer și nu vrem să cădem în apă, așa că trebuie să fiți foarte atenți. Iar apoi încep să urc scara, dar de obicei se termină timpul ca și acum. 3, 2, 1 și vedeți? Am luat un A fără să sar pe niciun obstacol. Așa că voi merge aici și o să iau din nou diamantul acela de sus. Diamantele de aici, din aceste chestii cu inimă. Și din partea cealaltă, evident. Diamantul din foc acum este aici. Deci, cum vedeți, am primit 20. Și diamantele de pe aici, de pe scaune și de pe scaunul ăsta. Oh, și cel de aici, evident. Și, evident, cele din art room. Acum chiar este art class, după cum vedeți timpul deasupra capului și nu trebuie să faceți nimic, de obicei când vă duceți la art class este o oportunitate să încercați să vă cliciuiți și să vedeți dacă puteți să luați toate diamantele de aici. Iar acum tocmai am luat diamantele de la cascadă și mă îndrept să iau ultimul rubin de la acest turn aici. Cam asta este tot ce trebuie să faceți pentru al treilea sau al patrulea step. Da, asta fac eu. Și fac chestia asta de câteva ori în Royal High. Iar apoi, ce fac? Pentru a-mi încheia aproape de rutinul, este... Oh, stați... Trebuie să verific. Ok, deci mai am puțină energie. Înainte să mi se termină energia, dau teleport și mă duc în Enchantix High, care e din nou... Oh, pop the bubbles. Chiar și asta ne ajută să luăm puține diamante. 86 e destul de bun. Mă duc în Enchantix High pentru că și aici este un loc foarte bun de farmat. Suntem în Enchantix High și primul lucru pe care îl fac aici este să mă duc chiar aici sus, după această clădire. Aici, de obicei, este un diamant verde, care cineva l-a luat, din păcate. Da. Iar apoi să merg în partea asta, iar aici sunt foarte multe diamante. Aceste roz conțin 5. De obicei este unul roz și aici, pe scoica asta, doar ca să știți. În apă sunt extrem de multe diamante albastre. După cum puteți vedea, pur și simplu le adun pe toate. Da. Va trebui să așteptați puțin. Bun. Și chiar și când mergi sus, mai e un diamant aici. Așa. Mai sunt pe acest un fel de topogan, cred că este. Ok, aici mai sunt niște diamante și mai sunt chiar și în aer. Dar o să vă arăt ce diamante puteți să luați, pentru că unele nu le puteți să luați. Deci singurele diamante pe care poți să le iei sunt ăsta, acesta, acesta și ultimul este acesta. Fiindcă, poate vă întrebați, cum adică numai ălea? Mai sunt încă două sau trei diamante acolo. De ce nu le-ai luat pe acelea?
Pentru că, dacă încerc să vin, să le iau, pur și simplu aici e un perete invizibil, care nu te lasă să îl iei. Același lucru se întâmplă cu ăsta, același lucru se întâmplă cu ăsta și același lucru se întâmplă chiar și cu ăsta. Deci, da, de aceea vă spuneam lucrul acesta. După ce iau toate diamantele aici, de obicei merg afară. Încă nu a apărut diamantul verde de aici. Deci, merg pur și simplu aici și ce fac este să mă duc în acest colț. După cum puteți vedea, și aici este un diamant verde care ne dă 10, iar aici este un diamant roz care ne dă 5, ceea ce este foarte tare. Iar apoi mergem... Trebuie să închidem asta, nu trebuie să ne ducem la clase dacă vrem mai multe diamante. Mergem fix în acest capac, iar chiar după acest capac mai este un diamant verde. Și aici sus două diamante verzi care ne dau doar unul. Iar aici, oh my gosh, o să-l ia băiatul ăla, dar să știți, acolo e singurul rubin din Enchantix High. Este diamantul ăla roșu, care tocmai era băiatul din fața mea, din păcate a fost mai rapid, dar acela ne dădea 20 de diamante. Și aici se va spana un diamant roz, va fi chiar aici în vârful fântânei. Aici sunt niște diamante normale, chiar și în apa de jos, pe aici. Și aici sus, de obicei, este un diamant roz, pe care din nou ni l-a luat cineva. Mai sunt pe margini, de obicei iau diamantele și acestea de pe margini. O să mă duc să le iau și acum. Da, deci pur și simplu faceți asta. Luați toate diamantele de pe margini și de pe partea cealaltă. Eu nu o să mă mai duc să le iau chiar acum ca să nu fac acest video foarte lung. Și de obicei este un diamant roz aici. Iar apoi când mergem jos în piscină, în tuneluri, sunt extrem de multe diamante pe care acolo le-a luat cineva. Deci, pur și simplu, mergeți în toate aceste tuneluri pe care le puteți vedea. Și acesta de aici și toate și vor fi pline de diamante dacă nu le-a luat cineva înaintea voastră. De obicei, uite, s-a spănat unul chiar acum aici. Deci, vor fi foarte multe, doar că cineva a fost înaintea mea aici și l-a luat. Îmi pare rău pentru asta, dar n-am ce să fac, sunt pe un public server. Ca să-mi iau un private server, trebuie să dau Robux, ceea ce nu am și da. Pur și simplu, nu pot să fac asta, îmi pare foarte rău. Hai să mergem să vedem dacă s-a spănat diamantul verde, totuși. Da, s-a spanat, o să luăm chiar acum, ne dă 10, nu mergem la clase, nu mulțumesc. Și pur și simplu adun toate aceste diamante din nou și din nou de foarte, foarte, foarte multe ori. Uite, s-a spanat ăștia. Și da, asta este tot ce fac, asta este my daily routine. Ce fac în final după ce fac toate aceste ture și după ce colectez toate aceste diamante, mă duc pe telefonul meu și, pur și simplu, mă uit dacă energia mea este mai joasă și dacă este mai joasă de 50, de obicei mă duc să dorm. Acum video nu m-am dus fiindcă ar fi fost cam plictisitor, am vrut să vă arăt totul mult mai repede. Dar da, fac chestiile astea câteva ore și pot să adun chiar și peste 5.000 de diamante într-o zi cu această rutină. Așa că... Dacă vreți să ajungeți să aveți atât de multe diamante ca și mine, puteți să faceți această rutină și veți putea să aveți atât de multe diamante. Adică, de ce nu, dacă vreți să fiți gen milionare în diamante? Ok, această rutină durează ceva, dar numai pentru că nu avem Game Pass-uri, fiindcă acestea sunt cu Robux, dar cred că ne aduc destul de multe diamante într-o zi și cred că putem, dacă muncim foarte mult, să ajungem să avem extrem de multe diamante, chiar dacă nu avem Robux. Și și dacă ați observat, am la cercul meu, minunat, unde mă vedeți, am o ramă nouă cu... Fulgenia și să scrieți în comentarii dacă vă place această nouă ramă și să o pun mai des în videouri.
pentru că este totuși iarnă și da, vrem să fim mai festive. Oh, uite ce v-am zis. Este un diamant roz chiar aici. Da. Era și la fântână 1, dar nu mai contează. Ce o să fac acum? O să mă duc la apartament, să dorm și cam asta este, cam toată rutina, adică cred că asta este tot ce vă pot arăta. După cum vedeți, sunt aici în apartamente și stau în pat și o să dau sleep pentru că asta vreau să fac acum ca să îi se facă energia. Și asta a fost my daily routine, my farming routine, cum vreți să-i ziceți, în Royal High. Când farmez, vreau să vă spun ceva, când farmez și aștept să se facă din nou diamante, adică din nou să se spaneze, de obicei stau și mă uit și la un videoclip pe YouTube ca să nu mă plictisesc, ceea ce vă recomand să faceți și voi. Și, de fapt, acest video se va termina cu o surpriză mică, așa că apăsați pe acest like dacă vreți să vedeți mica surpriză care poate să vă bucure dacă vă plac pisicile. L-ați apăsat? L-ați apăsat? Pentru că surpriza vine chiar acum! Uitați-o! Asta este surpriza mea pentru voi. Ea este una din pisicile mele, Princy, singura fetiță. Dacă n-ați văzut episoadele celelalte care am făcut cu ea și cu puiuții mei, nu o știți, dar dacă ați văzut, sigur o știți. Este mămica noastră prețioasă, pisicuța mea iubită. Acum nu vrea să se uite la cameră, nu știu din ce cauză. Uite, se văd ciudat ochii din cauza luminii. Stați să string lumina. Ok, uite. O vedeți? O vedeți? Este minunea mea mică, da? Este pisicuța mea mică. Aceasta a fost surpriza și ea vă spune pa, fiindcă este enervantă, adică este nervoasă, fiindcă am luat-o de la somn. Dar, da. Ok. Oh my gosh, am făcut din nou level up și oh my gosh, am reușit doar în acest video să fac 1000 de diamante, ceea ce nu mă așteptam, fiindcă am farmat foarte, foarte încet, fiindcă trebuia să și vorbesc și nici n-am stat atât de mult că stăteam și înainte. Așa că, da, sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să dați like și follow dacă v-a plăcut și ne vedem și data viitoare cu un alt video de pe canalul meu de YouTube. Sunt Pisianesia, pa!